Salutare, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog. Ia uitați ce avem noi aici. A fătat prima căpriță montată cu un țap de alpin francez. Ia uitați, țepușorul. Și ia uitați și Eduța. Eduța este superbă, deci e magnifică. Foarte frumoasă. I-a fătat astăzi la în jur de 1, ora 1. Ia uitați, acum îi dau să sugă. După cum se vede, suge. Și suge foarte bine. Numai că e mai răsfățat puțin. E răsfățat, trebuie să-i ții țâța. E puțin mai răsfățat el, dar este unul din care o să-i ținem. Ei va crește coarne în mai puțin de 3 săptămâni, dar no problem. O să, probabil o să-i dăm cu cărbune ca să nu-i mai crească, pentru că dacă îi crește, oricum acesta o să-l ținem, probabil o să-l ținem. O să o ținem și pe sora lui, deci sora lui este superbă, deci atât de frumoasă este. Ia uitați, boticul îl are alb și cu urechiușele albe și restul este neagră. Hai să o dăm și pe ea puțin la... să sugă. Stai, mami, stai, fetiță, stai. Stai că nu facem nimic la copil. Da, prințesă mică, da. Ia uitați-o cât este de frumoasă. Ia uitați, întinde ea. Este superbă, deci mie îmi place foarte mult. Mai ales fața ei. E super frumoasă. Ia uitați, se duce, am dat-o la subt. Caută singură țița, dar țița din cauza că este o pulpă foarte, foarte mare. Plus de asta că eu am și mulți în ea. Din cauza că nu poate... Iezii nu pot suge atâta coraslă, pentru că în prima săptămână ele dau doar coraslă, nu dau lapte. Și cam aceștia sunt primii iezi pe anul acesta, care mie mi se par super frumoși. Mă așteptam, deci de ieri am văzut capra neliniștită, aici la coadă avea, nu știu cum să-i spun, un lichid alb, care curăța iezii din ea, îi curăța și avea un lichid alb și de acolo mi-am dat seama că ele o să înceapă să fete azi noapte sau azi. Azi noapte am stat foarte mult treaz pentru că mi-era frică să nu fete noaptea, dar din păcate am stat degeaba treaz și am stat până la 4 dimineață treaz, am stat degeaba și a fătat astăzi la 1, 2, cam așa era ceasul, nu m-am uitat exact, dar este prima dată de când avem această capră când fată 2 iezi. După cum vedeți, acest ied are și mărgele la gât, deci este superb. Țăpușorul este superb, precum și Eduța. Mama a mâncat, nu a ieșit deloc, deci de aici, de când a fătat, azi nu a ieșit deloc afară. De când a fătat. Ia să încercăm să-i dăm țâța la ieduț. La ieduță. Să vedem dacă vrea să sugă. Ia uitați cum se îndoasați puțin. Că s-a... Stai, prințesă, puțin tu. Tu, mami, stai puțin aici. Ar trebui să o țin, dar nu prea pot să o țin. Pentru că trebuie să și filmez cum este. Și din cauza asta avem dificultăți. Ia uitați, încercăm să o dăm. Ea se bagă pe sub mamă, pe sub capră. Ia să-i dăm la țăpușor. Nu vrea nici el, nici el nu vrea. Frumosul meu nu vrea. Ia uitați, el are urechile ciule, adică sus, sus drepte. Ciul, nu mă refer că nu prea are urechi, pentru că atunci se spune că este un ied ciul, că nu are urechi. Dar el are urechi, mă refer că le ține drepte și în sus.
Eu zic că este bine. O să mai avem fătări probabil și luna asta. Dragi prieteni, cam acesta a fost clipul. Dacă vă plac vlogurile mele, v-aș ruga să vă abonați la canalul meu, să dați un like, un share, subscribe și ne revedem data viitoare. La revedere!